Tabloul săptămânii, expus la intrarea din complexul comercial Big & Small din Câmpul Lung, aduce în fața privitorului imaginea iernilor de altă dată. De fapt, lucrarea poartă titlul Iarna de demult și aparține pictoriței târgoviștene Maria Coman. Legăturile artistei cu cenaclul de arte plastice Ide Negulici sunt strânse. Aceasta, alături de profesorul său, pictorul Mihai Șerbănescu, au participat în câteva tabere de pictură care s-au ținut în Câmpul Lung și zonele limitrofe. Despre mesajul transmis, modul de lucru și atmosfera creată ne vorbește pictorul Liviu Cioacă, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Avem expusă o lucrare a pictoriței Maria Coman din Târgoviște, o elevă a maestrului Mihai Șerbănescu, profesor la Școala de Artă din Târgoviște. Este o lucrare care ne duce cu starea și cu gândul la iernile de altă dată. Dar, după cum vedem, iarna e pe sfârșite și, după cum spunea și Mușatescu, cea mai grea zi a iernii este prima zi de primăvară. Am gândit să punem privitorilor o lucrare care să mai amintească odată despre iernile de altă dată. O lucrare de dimensiuni ceva mai deosebite față de celelalte pe care le spunem în mod curent. O lucrare de 90x25 pe pânză, acrilic pe pânză. Ce este interesant și bine de remarcat la această lucrare, maniera de a combina până la urmă griurile care sunt specifice iernii. Dar ca desen avem totuși ideea de a îi propune să intre mai mult în problema perspectivei. Dar una peste alta avem o lucrare cu izul iernei pe care să-l avem în minte, în amintirea noastră. Așadar, Maria Coman, iarna de demult. Tabloul săptămânii este un proiect inițiat de către Cenaclul de Arte Plastice Ide Negulici și are ca scop promovarea pictorilor mușceleni și altor membri ai Cenaclului din alte regiuni ale țării. Anul acesta s-au împlinit 10 ani de când acest proiect a prins viață.